Hagi este hotărât să-l ducă pe Ianis la viitorul. De altfel, în urmă cu ceva timp, Hagi a decis ca fiul său să refuze oferta celor de la Pescara, pe motiv că echipa, al cărui antrenor îl vrea foarte mult, evoluează în Serie B. Ianis Hagi mai este dorit în Liga 1 și de FCSB. Pe lângă roșalbaștri, fiului lui Hagi mai este dorit și de Malaga. Echipa din La Liga l-a vrut în vară și ar putea relua discuțiile cu Fiorentina în această iarnă. Două meciuri are Ianis Hagi pentru prima echipă a celor de la Fiorentina, care l-a cumpărat de la Viitorul pentru 2 milioane de euro în 2016.